Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom citi o rugăciune pentru copiii ce învață cu greutate către Domnul Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor 12 apostoli prin harul Preasfântului Duh, care s-a pogorât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de a început a grăi în alte limbi. Însuți, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite același Duh Sfânt al Tău peste acest copil, numele, și sădește în urechile inimii lui Sfânta Scriptură, cea insuflată de Tine prin puterea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aceasta a fost rugăciune pentru copiii ce învață cu greutate către Domnul nostru Iisus Hristos. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!